Bine mai am prieteni! Luăm cifră cu cifră ca să vedem cât ne costă prostia lui Călin Georgescu. Prostia lui, aberațiile lui, naivitatea celor care l-au votat. Da? Pe cifre. Și după a merge și la aberații, care sunt totale. Ei bine, de astăzi, începând, România se împrumută la un record de dobândă. Ieri era și el un record. 724 astăzi 7,5. Adică creditorii internaționali, da, ăia la care mergi să iei bani ca să plătești pensiile, dragă pensionarule, ca să plătești salariile la stat, dragă bugetarule, ca să pui câte ceva pentru mersul economiei, dragă privatule, ei bine, creditorii ei au spus, stop, nu mai am încredere în tine. Bun, apar semnale de alarmă peste semnale de alarmă. Vă dau un pic la o parte ca să vă arăt prima pagină din Politico. Care scrie azi de dimineață că sună clopotele de alarmă la Bruxelles, sunt probleme pentru NATO odată cu intrarea în al doilea tur a candidatului prorus Călin Georgescu. Și aici nu mai vorbim despre opinia lui Germa de la Cruz sau a lui Văsălică din Turtuleni din Vale. nu. Aici vorbim despre opinia pusă într-o gazetă citită de dimineață, în fiecare dimineață, de puternicii lumii de cei mai mari investitori, de cei mai puternici oameni politici, de oamenii interesați de mersul planetei. Dintr-o dată România a pierdut un avantaj incredibil, acela al credibilității, atâta cât era în zona asta în balcanică, este europeană, spuneți cum vreți. Bun, bun. Așa că, de astăzi, un nou record. Să vedem ce se va întâmpla. Vă garantez că mâine va fi un nou record bursa este la pământ, ieri a fost pe roșu, astăzi este la pământ, asta înseamnă că nimeni nu mai are încredere în economia românească odată cu apariția prorusului în prima scenă a politicii. Bun, mergem. A spus în felul următor. Domnilor, gata cu hipermarketurile, să nu mai vândă gunoaie românilor, etc., etc. Prima dată luăm chestia asta cu gunoaie. Controlele astea făcute pe norme europene îmi garantează că mănânc totuși sănătos. De unde nu mănânc sănătos? Păi nu mănânc din Turcia și nu mănânc din România. Uitați-vă pe analizele DSV, uitați-vă pe tot ce înseamnă normele de siguranță alimentară și uitați-vă la știri cu acele controle și s-a dovedit că din nu știu câte sute de, de controle făcute, s-a dovedit că, de exemplu, legumele din Turcia și din România au cei mai mulți nitrați și nitriți. Bun? Bun. Ei bine, acum mă duc la tot ce înseamnă hipermarket. În România sunt 4500 de hipermarketuri. Da? Lângă care trăiesc 32.000 de firme da? de comerț cu amănuntul. Firme mici. Adică te duci la metro, ți-ai încărcat de acolo la Angro și ai venit și ai vândut la magazinul tău de la parterul blocului sau de pe strada principală din Comuna nu știu care. Bun, le-a luat așa, frumos. Cifră cu cifră. În momentul în care tu ai spus gata cu hipermarketul, în momentul ăla ceilalți au murit. Pentru că nu ai, nu poți aproviziona. Amintiți-vă că prin timpul lui Ceaușescu trebuia să mâncăm roșiile când se făceau roșile. Castraveții când se făceau castraveții. Și trejai de un porc tot anul și așteptai să vină soarele să ai și tu niște roșii timp de două sau de trei luni. Și le puneai cum puteai pe acolo, ba prin bulion, ba prin făcute prin nu știu ce borcane ca să ai pe iarnă. Băieți, eu sunt de acord. Există o mulțime de legende, domnule, roșii ca ale noastre, că mâncăm plastic din Occident. Mă nu e chiar așa. Depinde câți bani vrei să dai. Știți cât costa un kilogram de roșii în decembrie, care nu avea niciun fel de gust? Eu vă spun din experiență că m-a trimis o dată tata la un restaurant, dar uite și spun, la Grand Hotel din Târgu dute du am vorbit cu gestionarul de acolo, să ne vândă un kil de roșii, să avem și noi roșii de Crăciun și de Revelion. 30 de lei. 30 de lei la un salariu mediu de 2200. Am luat un kil de roșii. Mă rog. Și două pachete de ce să fie, mi se pare. Bun, bun. Retailerii internaționali, ăștia pe care domnul Georgescu vrea să-i facă praf și pulbere, au băgat până acum, din Uniunea Europeană până astăzi, atenție, de la intrarea în Uniunea Europeană retailerii doar. Peste 20 de miliarde de euro, atâta au pompat în România. 20 de miliarde de euro. Rușii au luat tezaurul. Și te gândește bine dacă vrei spre est sau spre vest. Și gândește bine de ce oare copiii tăi n-au plecat în Rusia. De ce n-au vrut să plece în Moscova? O oraș cu blocuri mari. De ce n-au vrut să plece în Sankt Petersburg? Oare de ce au ales cealaltă parte a lumii, Occidentul? De ce crezi că îți vezi nepoții tu cel care ai rămas aici prin Skype. Și nu ți-i vezi acolo plimbându-se prin piața roșie. Că ți-i vezi acolo, prin, pe lângă turnul Eiffel sau pe lângă mai știu care. Bun, bun. Mergem mai departe. A spus foarte clar despre multinaționale. Ce caută ăștia? Străini, etc. Noi români. 30% dintre români lucrează în multinaționale, băieți. 30%. Din totalul de 7,6 milioane persoane ocupate, da, după datele INS-ului din iulie 2024, m-am uitat la Institutul Național de Statistică să văd, să iau datele astea, să văd dacă eu greșesc sau ăsta, prorusul pește prăjit, greșește. Greșește fundamental și greș va greși orice om care va pune ștampila la pe el. Ca să fie foarte clar. Și nu vei greși doar pentru că ai ținut cont de opinia mea. Nici gând, nici gând. Nu eu sunt important aici. Important va fi buzunarul tău, băiatule. Important va fi buzunar, buzunarul tatălui tău sau al mamei al mame tale pensionare, care dintr-o dată o să te sune, mă copile, mi-a întârziat pensia. O să vă povestesc, eu am pățit, eu am văzut chestia asta cu întârziatul pensiei. Din astea 7,6 milioane persoane ocupate, 1,3 milioane lucrează la stat. Ok, la stat. Mai rămân 6,3 milioane. 30% înseamnă peste 2 milioane la care stau la multinaționale. Înseamnă cel puțin 2 milioane de familii. Calculați cât înseamnă 2 milioane de familii. Să zicem că numai unul lucrează, da, să punem la minimum, minimorum, doar unul lucrează la multinaționale. Și o să vedeți ce înseamnă asta pentru economia României. Și acum să vă dau aberații. Vreți să votați cu Călin Georgescu? Hai să vedem, băi! ce zice omul ăsta? Că la papagal este bun, deși, atenție, nu are absolut nimic, nicio consistență. Dumnezeu, poporul român, țara, graiul strămoșesc, pământul strămoșesc. Hai să vă dau niște idei și o să vedeți că omul ăsta e bătut în cap cu leoca. Da? Cezariana. Și că 90% dintre, familii, dintre femeile din România fac cezariană. Fals, total. Da? Nici măcar asta nu e ok. Să zice că nu s-o documenta, că nu știe să citească, el dor îl, dorm min. îl dorm ochii de la litere. Bun? Sau e mult prea plin de sine. Se rupe firul divin, dacă faci prin cezariană. Deci omul este... Apoi, domnule, apă pură, voi da apă pură la români, chestii. Pe acolo merge informația. Asta are impresia că apa este un fel de fibră optică, băieți. Dar zicem că ok, nu se știe. Apoi vine Nebunia. Dom'le, nu mai beți cola. Pentru că prin cola au băgat ăia niște microcipuri care se duc în voi ca într-un laptop. Aici deja o luat o rază la rău de tot. Apoi, el, marele ortodox, marele extraordinar ortodox, citat de tot felul de citate ortodoxe, așa mai departe, a plecat să țină un fel de cuvântare, slujbă, să cine fel ce-o fost, la Pentecostare din Jebel, unde le-a spus trebuie să pregătim România pentru a doua venire a lui Isus Hristos. Băieți, deja pe mine mă depășesc chestiile astea și cred că ar trebui să cerem sfatul, opinia, să plătim un consul domnului Georgescu ăsta la un psihiatru, nu la un psiholog, la un psihiatru direct. Adică omul a intrat într-un deliriu, un delirium tremens religios. A intrat într-un fel de, de spasmofilie de asta religioasă prin care încearcă să schimbe, atenție, semantica unei țări care în sfârșit se vede acolo unde trebuia să fie de mult, în Uniunea Europeană și în NATO. Dacă tu faci acum probleme în interiorul NATO, tu vei fi primul sacrificat. Și tu, ăla care îl votezi pe Georgescu, că stai în România sau că stai în Occident, să ți minte asta pentru că vei participa la un act de istorie. În momentul de față, toată lumea stă cu ochii pe noi. În momentul în care există vreo provocare asupra României, Toată lumea își va aminti că ne-a trecut glonțul pe lângă ureche, în cel mai bun caz. Pentru că dacă iese Georgescu ăsta, cu toate aberațiile lui, că n-a -a fost niciodată omul pe lună, că nu e război în Ucraina, că tot felul de, de, de contrapieduri de astea semantice care prind într-adevăr la unii. Da? Da? Unii cetățeni, nu au scuze, scuze, a spus cetățeni, locuitori copulativi. Da? În momentul ăla, România are o vulnerabilitate pe care n a mai avut-o, cred că din 40. Ca să fim foarte bine înțeleși. În momentul în care tu creezi distorsiuni, într-un moment atât de complicat pentru geopolitica mondială, deși ești de partea bună da? a, tot ce înseamnă, a tot ce înseamnă istorie, în momentul ăla ai riscat însăși existența ta. Bun? Vii să-mi spui despre neutralitate? Asta spune. Domnule, poziția noastră trebuie să fie de neutralitate. Eu vă spun numai atâta. Ălora care sunteți încă fascinați de cuvintele astea, cuvine Iisus Hristos și îți face nu știu ce și îți mărește salariul. Păi, Ucraina este neutră. Ucraina astăzi își vede o cincime din teritoriu distrus. Și a văzut neveste violate, a văzut copile violate, a văzut copii morți, a văzut bărbați morți, a văzut milioane de refugiați. Da? Moldova! Este o țară neutră. Tot așa, prin Constituție, cum zice tovarășul ăsta. Stă astăzi și tremură Moldova la gândul că pot să vină rușii în Odessa și de acolo în Chișinău și spulberă. Neutralitate nu există. Da? Neutralitate înseamnă să fii în afara oricărui context de securitate și în secunda 2, rușii te-au luat. Ce titrează politico de astăzi? După Georgia și Moldova, urmează România? Da? Georgia, Moldova, acum și România. Gândește-te bine. Sigur, nu o suporți pe Rascoli. Te enervează. Ok. Băiete, diferența, spunea un comentator la un moment dat, e ca atunci când zici, băi, mie nu-mi place ce beau. Nu-mi place ce beau. E adevărat. Una e apă de ploaie. Nu poți să o bei. Dar poți să o folosești. Poți să te bucuri de ea. Atenție. Celălalt, da? Cealaltă alternativă, alternativa este ceanura. Ai de ales între apa de ploaie, la și ceanura numită Călin Georgescu. Ca să fim foarte clari.